Ultimii bani, 2 milioane de lei necesari finalizării stadionului municipal, nu au intrat încă în conturile primăriei. Totuși, cea care le-a dat aripi autorităților gorjene este Viorica Dăncilă, care le-a transmis colegilor gorjeni că ar face bine să pună șampania la rece, pentru că stadionul va fi inaugurat anul acesta. Organizația Gorj, unde sunteți? Să puneți șampania la rece, că vin la inaugurare, au fost cuvintele premierului. Primarul municipiului Târgu Jiu va merge în această săptămână la București pentru a încerca să facă rost de 2 milioane de lei necesari finalizării investiției. Marcel Romanescu spune că acesta este prețul care stă în fața deschiderii șampaniei. Miercuri oricum o să fiu la București la Ministerul Dezvoltării pentru comisia tehnico-economică la nivelul ministerului și atunci putem să vedem exact dacă o punem la rece sau o mai lăsăm puțin până mai târziu. Eu sper că putem să discutăm de miercuri de o eventuală aprobare și atunci, cu adevărat, lucrurile intră pe făgașul normal. Care ar fi distanța între șampania rece? 2 milioane de euro? 2 milioane de euro, da. Ce șampanie? Păi nu, șampania va fi ieftină, nu va fi la nivelul... Va fi pe bugetul pe care l-am eu la nivelul primăriei. Până în acest moment, stadionul municipal din Târgu Jiu a ratat două termene de finalizare.